Bună ziua! Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre răspunsul unei întrebări pe care o primesc foarte des, și anume de ce un om care ne iubește sau care noi credem că ne iubește sau despre care știm sigur că ne iubește ne face rău și ce este de făcut în asemenea situații, pentru că în fiecare moment din viața noastră în care ne întâlnim cu persoane din anturajul nostru, cu oameni din imediata noastră apropiere, cu care nu avem neapărat o conexiune emoțională, cu care nu suntem foarte apropiați, lipsa de iubire sau de afecțiune a acestor persoane nu ne deranjează atât de mult. Nu doar că nu ne deranjează, dar cumva ne așteptăm în momentul în care nu primim un comportament benefic sau momentul în care față de noi nu este manifestată afecțiune, pentru noi nu există o problemă care să ne provoace o rană emoțională, care să ne facă să suferim. Însă momentul în care vorbești despre iubire, în special despre un om pe care îl iubești, față de care ai sentimente foarte profunde și care la rândul lui te iubește, lucrurile devin foarte greu de suportat în momentul în care persoana respectivă îți face rău. Acum, aici sunt două posibilități. Prima posibilitate este că un om care te iubește îți face rău fără să-și dea seama, fără să știe, fără să vrea. Pur și simplu, răul pe care ți-l face e o consecință a faptului că el nu știe, nu poate să vadă ce vrea de la el, ce vrea de la ceilalți, nu a înțeles ce înseamnă propria sa emoție, propria sa trăire și nu știe ce să facă cu ea. Și atunci această formă de rău este un comportament haotic, neglijent, pasiv, un tratament cald-rece, o formă în care celălalt manifestă o anumită intensitate și un anumit interes față de tine, dar ea nu poate să fie menținută pe termen lung. Și cel de-al doilea caz este acela în care un om care te iubește ajunge să-ți facă rău pentru că, dintr-un anumit punct, nu primește de la tine acea cantitate de iubire pe care ar aștepta să o primească. Și acest al doilea scenariu se întâmplă în momentul în care suntem foarte răniți de cineva și realmente este nevoie să trecem peste tot ceea ce simțim ca să nu mai fim răniți în continuare. În asemenea situații, sigur că persoana care are sentimente față de noi recurge la un comportament care pur și simplu ne face rău. Sau recurge la gesturi clare și vizibile prin care vrea să ne facă rău, ceea ce bineînțeles că la rândul nostru provoacă o reacție de revoltă, de durere și înseamnă clar distrugerea relației cu persoana respectivă. În foarte multe situații, oamenii pe care iubim cei mai mult sunt oamenii care ne rănesc cel mai mult și oamenii pe care îi rănim cel mai mult. Și în mod normal, atunci când vorbești despre iubire, nu ar trebui să vorbești despre rană. Nu ar trebui să vorbești vreo secundă despre intenția de a îi face rău cuiva. Dar se ajunge în acest punct și ajunge în punctul în care îi faci rău unui om pentru că nu poți, nu știi și nu ai habar cum să gestionezi o emoție care este mai intensă decât tine și decât viața ta până la urmă, decât ceea ce trăiești. În general, iubirea înseamnă bine, înseamnă sprijin, înseamnă siguranță și înseamnă adevăr. Ea nu poate să fie altfel. Însă, atunci când vorbești despre iubire, vorbești despre intensitate, vorbești despre haos și vorbești despre ceva cu care de foarte multe ori nu te-ai mai întâlnit niciodată în viața ta. Întâlnirea pe care o avem în această viață cu iubirea, atunci când ea se întâmplă și atunci când este iubire, este una profund transformatoare. Și dacă avem la îndemână, în acel moment în care această iubire se întâmplă, dacă noi avem cunoaștere, dacă avem instrumentele, dacă avem răbdarea să facem ceva cu ea, forma noastră de iubire nu îl va răni pe celălalt niciodată. Dar se poate întâmpla ca această iubire să ne găsească în unele momente din viața noastră când noi suntem triști, când ne este teamă, când suntem furioși. Și atunci puterea noastră de a iubi nu este limitată de ceea ce simțim,
ci este limitată de circumstanțele noastre, este limitată de ceea ce noi am înțeles despre noi până în acel moment. Pentru că iubirea unui om furios, iubirea unui om revoltat, nu se compară cu iubirea unui om împăcat cu el însuși. Și da, iubirea li se întâmplă tuturor oamenilor de pe acest pământ. Ea nu ține cont de faptul că tu ești mai mult sau mai puțin inteligent, mai mult sau mai puțin furios, mai mult sau mai puțin sărac sau bogat. Ea se întâmplă. Și se întâmplă pentru că este motivul existenței noastre și este motivul pentru care venim în această viață, să învățăm această iubire. Dar, în momentul în care ea ne găsește dezamăgiți, furioși, frustrați, și în momentul în care iubirea are loc și într-un context în care există neîncredere sau există gelozie sau există o stare de îndoială că e iubire din partea cealaltă, atunci sigur că felul în care un om care te iubește, dar care n-are încredere în tine, se va purta, este unul care ție îți face rău. Și trebuie să avem foarte multă grijă cu iubirea pe care o oferim celorlalți, dar și cu iubirea pe care o primim. Și în fiecare moment din viața noastră trebuie să vedem ce fel de iubire primim și ce fel de iubire avem nevoie. Pentru că dacă un om este într-o etapă în care pur și simplu nu poate, nu știe, nu vrea să ofere această iubire, care da, se întâmplă în interiorul lui, da, ea există, nimeni nu poate să o nege. Dar dacă această iubire îl găsește pe acel om în această etapă de furie, de anxietate, de până la urmă negare, atunci este responsabilitatea și treaba noastră să decidem ce facem cu noi în acea situație, ce facem cu celălalt și să vedem dacă, într-adevăr, ceea ce primim este iubire. Și la fel, și în cazul nostru, trebuie să ne întrebăm dacă iubim sau dacă mai mult pedepsim, dacă iubim sau dacă mai mult facem rău. Și din clipa în care începi să provoci durere și să provoci suferință unui om pe care tu o consideri și știi că îl iubești, trebuie să știi că din partea cealaltă, oricât de multă iubire ar fi, ea nu va mai putea nici cum să ajungă la tine. Dar foarte important, nu va putea să fie nici manifestată sau exprimată într-un mod care ție îți face bine. Asta pentru că pur și simplu tu ai închis toate porțile de acces la emoția ta, la starea ta, la trăirea ta. Și ceea ce îi spui celuilalt este nu doar că nu-l iubești, dar că nu există nicio cale prin care sufletul lui are ce să caute lângă sufletul tău. De aceea, în această viață nu este suficient să iubim, nu este suficient să ne dorim să găsim iubirea, nu este suficient să spunem, da, eu te iubesc. Este nevoie ca această iubire să te găsească într-un moment în care tu vrei, tu știi, tu poți să o oferi. Și foarte important, trebuie să vezi dacă felul în care iubești este înțeles și este văzut și de celălalt. Și dacă ceea ce tu faci față de o altă persoană, tu crezi că este iubire, dar se simte din partea cealaltă ca fiind ură sau pedeapsă sau durere, atunci trebuie să știi că nu ești într-o stare de iubire, pentru că iubirea înseamnă înțelegere și înseamnă capacitatea de a te uita în permanență la celălalt, capacitatea de a vedea în permanență ce simte celălalt om și până la urmă de a-ți păsa de emoția lui. Și în toate momentele în care simți și vezi că iubirea ta îl rănește pe celălalt sau felul în care tu iubești îi provoacă o rană celuilalt, dacă într-adevăr este iubire, te vei opri din a face asta. Iar dacă nu este iubire, nu doar că vei continua, dar asta va fi ceea ce îți oferă satisfacție, pentru că de fapt ceea ce tu crezi că este iubire înseamnă atașament, înseamnă obsesie și înseamnă până la urmă o formă de a aduce la suprafață o cantitate de energie dureroasă cu care tu nu te-ai confruntat și pe care acum ai ocazia să o manifesti față de cineva, pedepsindu-l până la urmă și făcându-i rău.